Ziua de 30 octombrie va fi cea mai lungă din an. România va trece la ora oficială de iarnă începând cu noaptea de sâmbătă spre duminică. Acele ceasornicilor vor fi date cu o oră înapoi, ora 4 devenind ora 3. Ziua de 30 octombrie devine astfel cea mai lungă zi din an cu 25 de ore și cea mai lungă noapte spre bucuria celor mai somnoroși. Ora oficială de iarnă va rămâne valabilă până în ultima duminică din luna martie 2012. Conform ghelainfo.ro, trecerea la ora de iarnă va afecta și mersul trenurilor. Trenurile de călători aflate în circulație între orele 3 și 4 noaptea vor circula cu întârziere. În cazul acestor trenuri se vor stabili măsuri suplimentare pentru reducerea în parcurs a întârzierilor.